documentul doamnei secretare să vă prezinte ordinea de zi și toate documentele care sunt pregătite pentru ședința de azi. Vă mulțumesc. Supun de aprobare procesul verbal a ședinței din 1 martie 2020. Dacă sunteți de acord, mulțumesc. Având în vedere că pe ordinea de zi, primul punct este alegerea președintelui de ședință pe care dumneavoastră l-ați ales la ședința din 1 martie, ținând cont de faptul că acesta lipsește motivația de la lucrările ședinței, vă rog să faceți propuneri pentru un alt președinte de ședință. Scuze, dar facem tot pe el. Dacă aveam președinte de ședință, mai apelam? Din nou? Să votați? Mulțumesc! Ca să fim mai... pentru mai multă obiectivitate și rapiditate, să dau eu citirea ordinei și o să vă privim materiale ședinței. Deci, primul punct, proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Comunei Târgărești pentru perioada aprilie-iunie 2019. Doi, proiect de hotărâre privind modificarea și completarea anexei privind achizițiile directe pentru anul 2018 și completarea programului anual al achizițiilor publice pentru anul 2018. Trei, proiect de hotărâre privind aprobarea contribuției Consiliului Local al Comunei Târgărești pentru anul 2018 la finanțarea activității de asistență socială în baza costurilor medii anuale stabilite pentru persoana cu handicap. 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului local de venituri și cheltuieli al Comunei Târgărești pe trimestrul 1 al anului 2018. 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de ocupare al funcțiilor publice pentru anul 2018. Și diverse. Dacă sunteți de acord cu ordinea de zi, vă mulțumesc frumos. Primul punct, alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Comunei Târgărești, deci la propunerea domnului Lipan, s-a ales domnul Dorboș Valentin. Punctul 2. Modificarea și completarea anexei privind achizițiile directe și completarea programului anual al achizițiilor publice. Se aprobă modificarea anexei privind achizițiile directe pentru anul 2018, după cum urmează. La capitolul 1 se radiază poziția 67, respectiv achiziționare cu 2 excavator. Se aprobă completarea anexei privind achizițiile directe pentru anul 2018, după cum urmează. La capitolul 1 se completează cu punctul 67, steagul tipolore de exterior, punctul 68, achiziționare lemne de foc, cenzii de medicul, punctul 69, achiziționare de lemn, cu suprafață de 132 metri pătrați, situație în punctul stare. La capitolul 3 se completează cu punctul 26, servicii de întreținere și reparații echipamente IT, punctul 27, servicii de proiectare și întreținere site-web, pentru primăria Comunei Târgărești, punctul 28, servicii de mantenanță, sistem de supraveghere video stradală, punctul 29, servicii pentru întocmire de documentație cadastrală și întabulare teren în suprafață de 172 metri pătrați, unde este amplasată pompa de apă din statul Bondii, strada Coșe, punctul 30, servicii pentru întocmire de documentație cadastrală și întabulare pentru terenul în suprafață de 322 metri pătrați, situație în satul Târgărești, strada Vișinului, comuna Târgărești. Dacă sunteți de acord, vă mulțumesc mult de tot.
Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuției Consiliului Local al Comunei Pătrărești pentru anul 2018 la finanțarea activității de asistență socială în baza costurilor medii anuale stabilite pentru persoana cu handicap. Consiliul Local al Comunei Pătrărești aprobă pentru anul 2018 alocarea de la bugetul local a sumei de 32.964 lei pe an, reprezentând contribuția colectivității locale la finanțarea activității de asistență socială de tip rezidențial a persoanei cu handicap pentru următoarele persoane. 1. Bortoș Ciprian, sat Nicoreș, care este internat la CAPD Constanța Nemi din Târgu Ocna. Valoarea costurilor pentru acesta este de 32.964 lei pe an. Suma alocată reprezintă nivelul contribuției de 35% din costul anual pentru întreținerea persoanei adulte cu handicap, cu măsură de protecție în servicii de tip rezidențial de 94.183 lei an de beneficiar. Dacă sunteți de acord cu suma stabilită, mulțumesc mult. Punctul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului local de venituri și cheltuieli al Comunei Pătrărești, segmentul 1 al anului 2018. Se aprobă execuția veniturilor bugetului local pe trimestrul 1 al anului 2018 în valoare totală de 751.873,25 lei, din care 748.479,25 lei la secțiunea funcționare, 3.400 lei la secțiunea de dezvoltare. Se aprobă execuția cheltuielilor bugetului local pe trimestrul 1 al anului 2018, în valoare totală de 474.829,11 lei, din care 471.429,11 lei la secțiunea de funcționare și 3.400 de lei la secțiunea de dezvoltare. Dacă sunteți de acord cu această execuție. Vă mulțumesc. Ultimul punct, aprobarea planului de ocupare a funcțiilor publice pentru anul 2018. Se aprobă planul de ocupare a funcțiilor publice pentru anul 2018, potrivit anexei. În anexă sunt de toate funcțiile publice ale aparatului de specialitate ale primarului, inclusiv cu toate promovările ce vor avea loc în acest an. Dacă sunteți de acord, mulțumesc. Salizeste, vă rog să vă scrieți la timp și să zicați ce probleme. La părău voi. Voi nu știți, eu știu, nici nu m-am privat. La Babe este un părău care trece. Acolo mereu se deversează apă murdară, nu știu de unde, ce face. O venit iar doamna Babe la mine. Eu lucrez acolo la părău, voi înțelegi? Eu. Și cu băbuța aia de lângă. Eu zic că albea părăul era mereu când vine apă, e plin de bidoane, de mizerii, de tot. Deci ăla este teren, proprietate, e Babe. Baba a zis că dacă nu vine primăria să-i coiețe acolo, îmi dă bănuții și-i facem un zid acolo, pentru că lumea dacă nu mai mai lăsa de aia acolo. Păi zic că face zid și nu mai curge apă, să vedem unde curge apă. Pentru că nu e pantă de scurgerii și toată mizeria care scurge așa. Și are bucătăria și ea, și ea, la întâi vecina și tot mirosul ăla să oamenii nu înțeleg. Da, trebuie rezolvată. Că eu am zis, doamne, eu expun, uitați, și pe mâna, dacă nu cred, știu mâine spună în ce zic. Până în spate ca să-i faci acolo. Eu nu mă interesează, eu am spus. Eu am spus. Ai peste jumătate de kilometru. Nu știu, eu am spus problema. Cum se poate că toate arbele părăuie și acolo trebuie. Să duce până într-o altul, nu-și poate plăta la manual. Manual, măi, cu băieții de la ajutor social, mă, care sunt, mă. E mult, distanță mare. Nu mă întrebat că cum, dar sunt oameni din Porobodi. Stai, mă, dar sunt, dar poate nu le-am spus la din Porobodi. Cu ce? Băbuța asta și cu doamne. Nu treabă, mă, și... Dar nu s-a spus. Și anul trecut a fost curățat în vară. Nu știu, doamne. A fost curățat, nu știți. Uite că vă spunem noi. A fost curățat și astă vară, știm problema. Doamna zice că nu vreau să spuneți că da. Atunci trebuie mers acolo, mă duc și eu, veniți cu nasa domnului Vice și vedem. Nu a fost astă vară, a fost curățat traversarea aceea pe drumul județean. Dar nu traversă, nu e vorba de traversare. Problema aceea se știe de ani de zile. Așa este. Nu, e vechi problema. De fiecare an se curăță. Nu, deci după gardul, doamne, nu a trecut nimeni să curețe.
După gardul doamnei nu a trecut nimeni. Atât de exagerat. De ce nu trebuie dată privată? Nu ți-o mi s-a dat voie. Trebuie mers acolo. Voie, pentru că beneficiul e la bun. Gata, și noi că facem din acolo și mai de voi să treacă, mă rog. Foarte bine. Proprietatea lui. Da. Eu știu că s-a curățat. A fost problema. Mi-a sunat doamna de acolo. Și domnul vice a fost cu câțiva muncitori. Când era acolo un vecin și îl spui că el e consilier, un inficior, cu număr de constanță, are o mașină. Da, da, da. I-a venit domnul consilier, ce cu părul ăsta, când se curăță? Domnul, eu uite, chiar mâine am ședință și mâine am să-i spun problema în ședință. Acum, dacă se curăță pe săptămână, de până înapoi. Păi s-a depus, da, de un an de zile, de când s-a depus. Dar trebuie văzut să unde vine părăul ăla, eu ți-am zis, eu am un an de când. Nu vine părăul, de unde vine părăul, de pe ricol. De pășantul, mizirea care nu au canalizări și au pus-o absorbanții, mizirea au scoat de pășantul. Deci nu a plouat de 2-3 săptămâni și apa e curge într-o una debită pe mână. Are traversare sub șosea, are traversare sub șosea, are cădere și căderea aia vine la bătrână acolo și după aia se duce în sus, se oprește la aia. Da, aia nu aia, aia. Da. De unde vine? De la aia, de la aia. 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 Așa este. Fiecare își revadă lucrurile. Mergi la fiecare gospodării, vedeți cum te cheamă. Și-a luat vizirea de la băi. Ababianica? Da. Nu, dar mai mult doamna bătrână a făcut. Bătrână e... Da, bătrână e... Danilă, Danilă, Danilă. Danilă o cheamă. Da, dar și anul trecut a fost curățat. Sigur că suntem la început de an. De acum facem și curățenia. Am început de-a lungul drumului județean curățenia de primăvară și sigur că vom relua toate rigolele. Dacă vreți să știți, la ora actuală sunt băieții pe Boienița pentru a desfunda acea rigolă care s-a făcut și se traversează drumul Boienița. Și așa că noi încet, încet ne curățăm, domnul. A fost iarnă, zăpada a plecat la sfârșitul lunii, la începutul lunii aprilie. Noi deja am început curățenia de primăvară, dar le luăm treptat, eșalonat. Am zis, facem prima dată de-a lungul drumului județean, pentru că mi se pare corect să începem cu drumul județean și după aceea vom continua și pe drumurile sătești și pe rigolele dintre. Iar închipuiți-vă că un proprietar, un gospodar ca dumneavoastră, dacă n-are o sapă, n-are un hârleț, n-are cu ce să săpe sau n-are cu ce să prășească. Noi nu avem alte utilități, nu avem niciun utilaj. V-am zis și m-ați întrebat ce-a făcut până acum. Am făcut demersuri, am depus proiectul pentru achiziționare buldo excavator, am semnat contractul de finanțare pentru buldo, suntem în perioada de implementare a proiectului, nu-ți devină eu că se derulează atât de greu. Achiziționăm buldo excavator și atunci, dacă avem utilajul și persoana respectivă care să lucreze pe utilaj, fiți sigur că într-o perioadă de câteva luni vom remedia ce se poate. Dar dacă nu avem buget, cu ce utilaje să mergem? Știți că bugetul nostru anul acesta a fost și este așa cum este. Avem pe drumuri, știți, ați votat, pe drumuri avem o sumă foarte mică, încercăm și noi să ne descurcăm cum putem. Trebuie achiziționat direct de la sursă atunci la noastră doamnă și asta cum ca să... În fonduri europene nu poți să faci de capul tău oricum. Nu, doamnă, dacă balastrare, dacă facem ceva, poate pentru balastrări, la drum... Dacă noi nu avem bani, cu ce să balastrăm? Tot trebuie să balastrăm. O să balastrăm, dar așteptăm să avem buldo excavator pentru că vom face economie la utilaje. A bine, aia e o treabă, dar zic că buldo excavator, dar nu vine cu balastru de la Plăiul sau de la Jun, nu? Da, domnul Dorvoș, vom face și achiziția, abia... Cum am auzit o abia a trecut de la Marnaș. Așa am auzit că vreți să achiziționați de la Marnaș, niște piatră spate. Eu am auzit din surse sigure. Deci dumneavoastră știți, eu nu știu. Eu n-am făcut încă nicio achiziție de nicăieri. Și nu avem niciun contract cu nimeni. Ba da, deci ăla nu vorbește iurea, cine a zis. Dar în sfârșit... Vreți să chem doamna de la achiziție să vedeți că nu avem contract cu nimeni? Nu, doamna, a fost o discuție, că vrea ca să duce de la Marnaș. Și nu am pus în temă, că este mai aproape piatră concasată. Cu preț bun. Da, domnul Dorvoș, sigur că. Dar cum face așa cum ziceți? Da, nu, am notat aici. Eu dau o sugestie, doamnă. Dacă o luați de bine, e bun. Dacă nu... Da. V-am spus asta. Suntem o perioadă de curățenie. Suntem la diverse, doamnă. Trebuie să spunem ceva. Nu atunci plecăm. Dacă luați și unele mătruri, prevind... Nu... Părăul de la Provoghe vor veni ploi, inundații. Părăul ăla e dezastru acolo. De formatat, lărgit, făcut. Pregătit pe eventuală, dacă facem un păcit să nu stăm în dezastru, dacă o să timp așa. Bună seara! Da. Am o
Da, domnul Bodea. Am găsit în fișetul primăriei un proiect de reabilitarea și regularizarea părăului. Sigur că mă uitam peste proiect. Aș vrea să depun și să vedem ce sursă de finanțare vom găsi, dar este o sumă extraordinar de mare. E vorba, știți, domnul Trifan, mi se pare o sumă extraordinar de mare, iar noi din bugetul local iar nu putem să facem. Numai dacă vom găsi o sursă de finanțare din fonduri nerambursabile. Pentru că acolo am văzut că a fost prins regularizarea acelui părău de sus, de la ultima casă până jos, cu, ziceți, Îndiguiri cu, cum se cheamă, alea care puse în plasă pietre și gabioane, peste părău podețe, plus drumul de lângă. Da. Categoric că dorim. Dar eu sunt, uite, dacă știam că ridicați problema, aduceam proiectul, să vedeți. E vorba... Băgați-mi ceva și stupid în loc. S-a ajuns la nivel. Iar ajung la aceeași discuție. Aștept acel utilaj. Suntem în perioada de achiziționare bun de excavator. Dar procedurile sunt atât de... am semnat contractul de finanțare pe 26 februarie, acum avem procedura de consultanță și achiziție a utilajului. Dacă avem utilajul, închipuiți-vă că nu o să ținem, nu pentru asta achiziționăm, să ținem în garaj. Iar ca să închiriem, iar vă spun, nu avem funduri. Deci o să ne descurcăm, o să cumpărăm piatra pentru drumuri, cum am zis. Dacă o să avem buldo, noi putem să decolmatăm părăul. Dar nu avem utilajul deocamdată. Sigur că, până la urma urmei, Doamne, să ne ferească Dumnezeu să nu vină ploile, vom închiria și vom face dacă o să se tărgâneze și o să ne potmolim cu achiziționarea buldo. Da, oricum da. Sunt. Mă închipuiți că este pe ordinea de lucru a noastră. Pe planul de muncă al nostru. Drumurile, păraiele, rigolele. Mai ales drumurile acum, vedeți pe Cuba, acolo toți. Da, da. Și pe Cuba, și pe Cuba, la fel, ați văzut. Încă nu-i recepționat. Tă lucrarea saliductului, acum vine conducta de apă. Conducta de apă magistrală care vine de la Cărăboaia până la Onești, va trece iar pe domeniul public, investim niște bani și pe urmă iar ajungem la aceleași lucrări. Exact cum am, ni s-a întâmplat și la Nicorești. După ce am balastrat, sigur că trebuia să facem lucrarea. Și iar s-a răscolit drumul. Iar conducta de apă trebuie schimbată de la Polea până pe părul la deal. Posibil de-a masa de obicei, să fii în spate și nu-i s-a fost la față, pentru că nu e presiune deloc. La unei case acolo. De la doamna Floarea? Partea asta de la școală? Ulița la unii biserică, la Plugari. Pe Plugari. Pe Plugari, dar oricum, eu știu că de la școală până... Dar e ulița aia de la... Da, am înțeles, pe strada Plugari. Care duci la deal, conducte. Domnule, iar revin pentru, asta am întrebat la ședință, pentru a achiziționa acel teren, să facem documentele pentru a preda serviciul de apă unei companii care este licențiată pentru a distribui apa. Ei, dacă noi reușim să facem documentele, să predăm către o societate care se ocupă, o societate de profil care e licențiat, vor veni să investească. Știți de ce ne-am întins? De la acea datorie n-am reușit. V-am mai spus, suntem acum în februarie, am avut ultima convenție cu cu CRAB-ul, am eșalonat suma care mai avem, la momentul ăsta mai avem vreo 38.000 de lei, adică 380 de milioane. Dumneavoastră știți că în anul 2016, când am preluat mandatul, era acea datorie de 1.600.000. Apa s-a consumat în continuare, facturile curente au venit, până acum, deci restanța de debitul de 1.600.000 plus sumele din facturile care s-au acumulat după și s-a consumat apa, au fost aproape de 4 miliarde, adăugat cu așa 5 miliarde și ceva, nu? Și noi suntem acum, în momentul ăsta,
Mai avem de dat crabului 38.000 de lei. Deci s-a făcut eforturi destul de mari. Tot e lucru bun. S-au făcut eforturi extraomenești. Știți că a monitorizat distribuirea apei, le-am impus cetățenilor să-și scoate apometrele aproape departe, să-și schimbe apometrele, încă mai avem probleme, încă mai depistăm surse, branșuri ilegale. Da. Așa că eu cred că în acești 2 ani, zici 2 ani, dar o să fac un raport la 2 ani și o să vă prezint ceea ce am făcut în 2 ani de zile. Și dumneavoastră știți că doar ați aprobat în ședința de Consiliu toate proiectele noastre, privind proiectele pe care le-am depus, pe care deja le-am semnat o parte din ele, avem finanțare pentru ele. Încercăm să facem. Într-adevăr, încă nu se vede prea mult rezultatele de acum a vii. Cetățeanul vrea locul care să fie ceva. Și noi acasă, dacă construim o casă, într-un an de zile nu reușim să ne facem o casă, o gospodărie. Da, mulțumesc, am notat domnul Bodea, sigur că v-am zis. În programul nostru de lucru este și părăul de la Bacna și părăul de la părăul Boii. Să dea Dumnezeu să reușim să le facem pe toate. Problema care a pus domnul Veti, chiar ar trebui rezolvată mai mult timp, pentru că acolo, dacă fim călduri și cu morutul acolo, cu șansurile fondate, și mai ales cu oamenii care dau mizeria pe ce putem să le facem? Păi, luna trecută ați aprobat acel plan de măsuri privind gospodărirea. Acolo avem și sancțiuni. Într-adevăr, nu am sancționat pe nimeni până acum. O să pornim. Vă închipuiți, suntem o mână de oameni, o mână de funcționari aici și nu avem nici forță de muncă. Trebuie să te duci, să vezi și nimeni nu vine să spună. Da, vedeți acolo. Dar cine? Oamenii care de mână știu credința au mers la, băi, nu ți-e rușine, dai banalul pe drum. Să știi, să știi, treaba e veche, dar... E peste tot. Dar și nu se iau măsură să sancționez, nu să... Păi o să începem și cu sancțiuni. O să începem să dăm și sancțiuni, pentru că altfel văd că omul nu înțelege. Omul nu înțelege că el nu are voie, trebuie să-și facă fosă septică până vom avea apă și canal. De ce grăbesc predarea serviciului de apă? Pentru... Că cei care vor veni, vor investi în apă și canal. Și eu sunt sigură că în momentul în care ne vom duce la porțile lor pentru a avea acordul fiecărei gospodărie, fiecărui cetățean, dacă se racordează la canal, sunt sigură că nu sunt de acord. Așa este. Și proiectele se aprobă în funcție de numărul de beneficiari. Așa este. Dar problema e că în momentul când ai apă, trebuie să ai și canal. Așa este. Păi tocmai. Nu? Dar dacă ai și apă, ai și canal, trebuie să și plătești. Și mai ușor să te versezi în rigola din fața porții, că nu plătești. Dar o să pornim și o să dăm și amenzi. Da, am notat și asta. Asta nu-i vină primăria, e vină cu omul de lângă, că nu-i conștient. Da. E ceva că trebuie să fie niște proiecte acolo, că degeaba... Compania, dacă ar veni, are de investit la greu. Degeaba te duci de apă, pompe, de la pompă până la casă de apă. Că e cam vechi, așa, care trece prin grădină. Nu? Dar chiar fie. O să facă, dacă treia... Are 30 de ani, de apă. Nu se mai fac lucrări fără proiect. Și vă închipuiți că vor fi proiecte. Și orice se scoate pe domeniul public acum, nu o să mai fie. Atunci s-a făcut pe vremea aceea cu acordul cetățenilor, ca să scurteze din traseu și se vor depune proiecte. De asta și dorim să facem documentele, să predăm unei firme licențiate, specializate în domeniu. Pentru că noi nu avem specialiști la nivel de comună. Iar dacă s-ar fi făcut cu ani în urmă sau s-ar fi început cu ani în urmă, sigur că am fi cu mai mulți pași înainte. Dumneavoastră știți, sunt atâtea comunități de pe lângă noi și în județ care au apă, canal, pe diferite proiecte. Ei, și eu mă străduiesc categoric. Ați văzut, am făcut expertiza tehnică pentru a depune proiect anul trecut. Dar, da, și încercăm să depunem. Dacă n-am avut ce depune
la sfârșitul anului trecut, puteam să depunem pe PNDL-ul proiect. Dar oricum și asta durează și implementarea acestor proiecte 3-4 ani. Dar vă face. Pe drumul de exploatație agricolă, acolo, mai da, mi-a spus, da. Poate rezolvați. Rezolvăm. Cu ce? Utilajul să-l avem și să curățați crengile alea de pe margine, ca să trece. V-am zis că am început curățenia de primăvară. Zăpada știți când a plecat. Pe 2 aprilie încă mai era zăpadă. Sigur că da. Destui oameni acum care muncesc la 416 și poate... V-am zis, am început cu drumurile județene. Am început cu drumul județean. A fost 4 persoane. Acum sunt, nu știu, câte niște. Păi sunt programați în fiecare zi. Categoric am început cu drumul județean. Vă închipuiți că am scos o grămadă de mizerie al altă ieri de sub pod. Devină primărița că omul nostru este așa cum este și își aruncă mizeria pe unde apucă în loc să-și pună acolo în față, în pubelă. Am scos aproape... Că ce aruncă acolo, doamnă... Păi da, na. Acolo nu avem lumină trasă, nu avem cum să punem cameră, pentru că doar știți pe unde trece linia de cu energie electrică. Dar nici n-ai cum să montezi acolo o cameră ca să poți să vezi cine trece. Și cine trece? Poate să treacă și cei care tranzitează comuna noastră și și-au aruncat o prima mașină și și-au aruncat. Și caută... Regimatul, adu-te din urmă. Da, stai adevărat, acolo chiar... Alaltă, ieri, miercuri, au fost băieții acolo, cei care au fost programați pentru ziua respectivă, au scos saci de gunoaie. Și la fel, vă spun, facem treaba asta cu cei de la 416, ca să nu facem iară cheltuieli din bugetul local. Iar revine asupra bugetului local, că este așa cum este anul ăsta. Continuăm, că doar noi, în fiecare zi avem programați oameni la 416. Da. Închide ședința. Da. Dacă nu mai aveți alte probleme? Aveți alte probleme? Sigur, probleme sunt. Credeți că noi nu dorim ca să le punem la punct. Vă rog să aveți răbdare. Că vom face, sigur, ne vom aproviziona și cu balastru sau vom vedea, doar nu, eu sunt specialistul în... Eu mă gândesc la pentru rar și acolo, că nu-i problema. Nu, dar eu dau... Peste tot este problema. Peste tot este... Eu idee că, de exemplu, eu am lucrat acum săptămâna, să-mi dau la căiu, chiar în barastere, sunt două barastere în arândar. Și zic, bă, cât-i metru, cum să vin de aici la voi, la numărul ăla? O zic că e 30 de lei, metru cub. Dar dacă trebuie o cantitate mare, faci un contract negociabil, dă și cu 20 de lei, adus acasă, gata, metru cub. Ce anume? Balastru, cu încasat, sor, de care vrei, de care nu vrei. 30 de lei. Metru cub? Nicu, tu vrei răs sau vrei să aduc patronul în ședința viitoare, dacă vrei? Uite, omul face un fel. Bine, achiziționarea. Cu tot cu TVA, 30 de lei. Achiziționarea unei cantități mai mari, sigur că necesită să fie trecută în SEAP. Vom lua prețul din SEAP și vom lua prețul cel mai mic. Doar n-a să iau eu, balastru cu prețul cel mai mare. Sigur așa e, 30 de lei adus acasă, cu tot cu transport. Metru cub. O să vedem. Și aduce 20 de metri cu omul. O mașină vine cu benele, cât îi plătește talpin. Și, fii atenți, aduce factură cu orică pe cântar, omul. Nu aduce așa la ochi, la cupă, la nu știu ce. Factură, cântar, câte mii de toni vrei, atâta ți aduc. Știu, că am vorbit și de ajut. N-am vorbit, uite, azi mă duc la Oitus să văd, pentru că am vorbit cu domnul primar și-a făcut un depozit, într-adevăr. Mi-a zis că a adus o piatră cubică, nu știu, de pe undeva, Târgu Secuiesc, sau poate zice de la mana, nu știu ce fel de, să vedem ce fel de... Noi nu am făcut, noi n-am cumpărat că nimica, pentru că vreau să vedem. A fost o discuție și s-a auzit, cine m-a auzit și de aia am zis, mă, dar ce face de la mana? Eu am muncit la mana, am muncit. Și piatra ce sparge, așa sparge și ăsta, a doua balastieră care s-a deschis acum la Căiuță, înțelegi? Și ăla duce de acolo, de ajunge la 60-70 de lei. Numai să vedem ce prețuri au, pentru că noi n-am pornit încă. Nu, eu m-am dat o idee. E foarte bine. Eu n-am zis că o iau în considerare.
Și domnul consilier, dacă nu crede, eu îi aduc o factură, că uite, mâine mă duc să fac niște bafuri, și aduc o factură cu minimum 20 de metri cub, 600 de lei. Nu, domnul Dorvășu, domnul vice deja a zis că se duce la jos să vadă și acolo. Noi prima dată... Și auzit că de la jumătate că 30 de kilometri, nu 60. Am înțeles că acolo este o balastieră, ne vom duce, ne vom interesa, pentru că nu putem pune orice balastru, de exemplu, pe Mihai Viteazu, unde este panta de 180 sau câte grade are, și când vine prima ploaie, a spălat tot balastru și mi-a dus pe drumul județean. Că s-au pus acolo, s-au pus balastru din sol. Și toată apa... Acum trebuie așa, ca să nu fugă la bani. Păi, și eu de ce caut să văd? Păi, din aia trebuie să vedem piatră concasată, ceva, sau un material care să se fixeze foarte bine pe drumurile noastre. Nu concasat cum a fost ăla, care treceai cu mașina, făcea un praf de ră în urmă. Concasat, nu da, domnul, da, sigur că da, vom vedea, vom... Da. O să fiu atent, o să aduceți baratul de aia, eu sunt foarte atent. Demora, demara, categorii, se face lotirea cadrelor. Și așa că nu e nicio problemă. Domnul Dorvășu, așa că puteți să fiți la...